toată lumea. Suntem la a doua parte a programului primei zile a SIREN și anume ne vom ocupa și vom discuta despre programe guvernamentale și politici investiționale în tranziția energetică din România. Așa cum ați auzit și în prima parte, România este pe drumul de a produce o energie curată, o decarbonare care înseamnă bani, așa cum a spus și domnul ministru al mediului, și care trebuiesc investiți acolo unde avem nevoie sau unde avem cea mai mare nevoie. Lucrurile sunt complicate datorită faptului că mulți ani la rând noi am produs energie electrică mai ales pe bază fosile și în special cărbune. Și am dezvoltat aceste centrale mari de sistem în zona minieră Oltenia Lignit, în zona Hunedoara, folosind huila de Valea Jiului, dar, după cum s-a văzut, nu am avut perspectiva unei înlocuiri și a punerii ceva care să fie mai puțin poluant sau deloc poluant în locul acestui cărbune, care datorită implicațiilor pe care le are prin certificatele de CO2, ne-am trezit deodată că trebuie să înlocuim 3-4 mii de megawați. Am pus ceva în loc? Răspunsul este nu. Suntem pregătiți să punem ceva în loc? Probabil că da. Și aici lucrurile o să le auziți de la colegii mei în prezentările care o să le facă și după aia în discuțiile care o să le avem, pentru că nu este ușor de spus. Da, punem ceva în loc, dar ceva ăsta care trebuie să-l punem în loc trebuia să-l punem ieri. Ori pentru asta trebuie un efort investițional. Presupunem că facem efortul investițional. Mai avem specialiști și firmele specializate cu care să putem face aceste programe de investiții? Și aici o să avem niște puncte de vedere ale unor oameni care în momentul de față sunt angrenați în proiecte mari, conduc companii care pot face și pot genera aceste, pot finaliza aceste proiecte, însă, în același timp, trebuie să recunoaștem că importul de tehnologii noi care să ajute sistemul energetic național este absolut obligatoriu. Iar aceste tehnologii costă. O să vă provoc să facem mai multe discuții, adică să avem un seminar interactiv. De aceea nu vreau să mă lungesc mult, pentru că s-au spus și astăzi de dimineață o grămadă de lucruri. Până la urmă, sistemul energetic național este un ansamblu pe care, dacă nu îl privim în totalitatea lui, s-ar putea să ne ocupăm numai de producție și să uităm partea de transport și distribuție, fără de care este exact ce ni s-a întâmplat nouă cu autostrăzile. N-avem autostrăzi? E, bine, vă spun că n-avem autostrăzi nici în energie. Se produce foarte mult în zona de sud, în Dobrogea nu se mai poate pune niciun megawatt eolian, dar lipsa de energie este în Ardeal. Ardealul consumă undeva între 2.000 și 3.000 de megawatți, momentan vorbesc, și ca surse de producție este un amărât de iernut care are grupurile din anii 70. Deci, eu zic că ansamblu este cel care va dicta anii viitori și felul în care se vor face investițiile,
fie din PNRR, fie din PNRE, fie din programele de guvernare, care fiecare au rolul lor. Totul e să ne grăbim și să nu ajungem să nu putem să băgăm frigiderul în priză. Nu zic de aprinsul luminii, că e mai mic, dar frigiderul în priză să-l putem băga.